scandal în Comisia Juridică, referendumul pe tema grațierii și a modificării codurilor penale a creat tensiuni la ședința de astăzi. Alina Gorghiu l-a criticat pe șeful Comisiei Juridice din Senat, Șerban Nicolae, pentru că nu a vrut să pună în discuție pe ordinea de zi tema referendumului. Cei doi au avut un schimb de replici acide. Domnul președinte, ne cam certați și nu știu de ce v-ați trezit așa prost de dimineață. Dacă nu vreți să discutăm asta la sfârșitul ședinței, nu e nicio problemă. Spuneți că nu doriți să discutăm. Dar la noi solicitarea asta, să știți că nu dezincriminează pe nimeni, nu spală niciun președinte de partid, nici de țară. Dacă aveți generozitatea să spuneți că o discutăm la sfârșit, procedura asta se închide și cred că e de bun simț să vreți și dumneavoastră să discutăm, că avem un termen regulamentar. Reacția Alinei Gorghiu vine după ce președintele Comisiei Juridice din Senat, Șerban Nicolae, a refuzat să pună pe ordinea de zi referendumul inițiat de președintele Klaus Iohannis pe tema grațierii și a modificării codurilor penale. Replica lui Șerban Nicolae nu a întârziat să apară. Doamna senator, eu totuși respectuos v-aș atrage atenția că neavând de unde să știți cum m-am trezit eu azi dimineață, din rațiuni care țin de binele meu personal, n-aveți cum să aflați în ce stadiu mă trezesc eu dimineața. N-aș vrea să mai faceți aprecieri personale, cu tot respectul. Deci v-aș ruga respectuos. Declarațiile publice au un alte timp sesiuni. Puteți aveți, nu indiferent că vorbiți cu cineva din opoziție. Senator, eu așa senator, mă gândesc. Eu n-am spus cum bărbați, tocan, mai complicat, dar aveți bun simț. Klaus Iohannis a trimis o scrisoare spre Parlament în care anunță că îi consultă pe senatori și deputați în privința declanșării referendumului pe tema grațierii și a modificărilor codurilor penale. Premierul Sorin Grindeanu a precizat că a primit scrisoarea din partea administrației prezidențiale privind inițierea referendumului, dar că îi se pare ciudat faptul că nu se mai folosește termenul de grațiere.